Acta a stârnit un pic de agitație, să spunem, în plen. S-a discutat foarte mult pe această temă. Au fost păreri pro și contra. Care e situația acum? Ce se întâmplă cu acta? Acta este în dezbatere în Parlamentul European. Comisia de Comerț Internațional este responsabilă pe fond, dar și Comisia de Industrie, Cercetare și Energie, alături de alte comisii, va da un aviz pentru acest acord. Grupurile politice și chiar Comisia de Comerț Internațional, săptămâna aceasta, au dezbătut dacă acordul ACTA, acordul privind contrafacerea, ar trebui trimis sau nu la Curtea Europeană de Justiție. Comisia pentru Comerț Internațional a dat un vot și a decis ca acordul privind combaterea contrafacerii să nu fie trimis la Curtea Europeană de Justiție, urmând ca Parlamentul European să-și exprime un punct de vedere privind acest acord. Din dezbaterile la care am participat, atât în cadrul Comisiei de Industrie, Cercetare și Energie, cât și anterior în cadrul Comisiei pentru Comerț Internațional, dar și în cadrul grupului politic al socialiștilor și democraților din Parlamentul European, mi-am exprimat îngrijorarea cu privire la anumite paragrafe ale acestui acord care, prin interpretarea lor, pot aduce prejudicii respectării drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni. Vreau să mă refer aici la articolul 14.2, care spune că o parte semnatară, practic un stat, poate exclude de la aplicarea respectivei secțiuni și transporturile de mici dimensiuni și de natură necomercială. Acest poate lasă loc la interpretări. Cu alte cuvinte, un stat poate decide și să nu excludă de la aplicarea respectivei secțiuni a transporturilor de mici dimensiuni și de natură necomercială, cum ar fi, de exemplu, bagajul unui pasager. S-ar putea întâmpla aici, care e de fapt problema, disconfortul creat unei persoane? Disconfortul ar fi acela că un pasager, un cetățean european, ar putea fi oprit la aeroport sau în gări pentru a-i putea fi controlat bagajul. O altă prevedere care ridică anumite semne de întrebare este cuprinsă în articolul 27, atât la punctul 1, cât și la punctul 4. Punctul 1 prevede posibilitatea ca un stat semnatar al acestui acord sau o parte semnatară a acestui acord să implementeze măsuri de prevenire a contrafacerii, fără însă a fi explicitate, iar punctul 4 spune că o parte semnatară poate cere autorităților competente din statul respectiv să ceară unui furnizor de servicii de comunicații electronice să furnizeze unui deținător de drepturi de proprietate intelectuală date privind un utilizator al cărui cont se presupune, deci nici măcar nu există o dovadă clară, se presupune că ar fi fost utilizat pentru a descărca anumite produse fără respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Vreau să subliniez că noi suntem pentru, deci Parlamentul European este pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, pentru încurajarea creativității, pentru combaterea contrafacerii și de aceea consider că legislația europeană este una foarte modernă, care respectă toate standardele internaționale cele mai avansate în acest domeniu. Tocmai de aceea cred că, deși lupta împotriva contrafacerii este extrem de importantă și o susținem, nu trebuie să acceptăm ca aceste măsuri să fie implementate cu orice preț, prețul în cazul acesta putând fi nerespectarea drepturilor cetățenilor europeni.
Vreau să subliniez că în ceea ce privește acordul ACTA, acordul privind combaterea contrafacerii, ca și în cazul altor acorduri internaționale, Parlamentul European nu poate modifica textul, Parlamentul European are doar un drept de veto, deci votul pe care îl vom da în plenul Parlamentului European va fi un da sau nu. Cam atât pentru astăzi, sunt Ciprian Jeașcu, vă dau o nouă întâlnire mâine seară. Până atunci, rămâneți pe TV Galați!